Какой нахуй? Мы стерили. Spune-mi cine a mers astăzi în jocul echipei sau dacă a mers jocul echipei, dar adesor a fost prea puternic. Care a fost cauza? Nu. Mers, echipa n-a mers. Echipa gazda a fost mai bună. Trag la titlu, noi suntem foarte puțini. N-am avut nicio șansă. În continuare păstrați șanse pentru play-off? Să încercăm să urcăm la play-off. Cine vă luptați? Cu Steaua Lehliu și cu Roseț? Steaua Lehliu și cu Roseț, da. Steaua Lehliu... Avem victorie cu ei, egal acasă, cu Roseți, din câte știu, egal la ei și ne-au învins. Să vedem acum, nu știu, încercăm să urcăm. Am văzut pe tricourile voastre că sunteți sprijiniți de primărie. Exclusiv de primărie sau și în alt primărie. Exclusiv de primărie, s-a implicat primăria și primarul s-a implicat și de-aia am ajuns aici. Era o echipă mică și am ajuns sus, cât de cât. Vreau să vă întreb dacă veți promova, dacă veți reuși să promovați în Liga 3, veți avea puterea financiară să rezistați acolo? Nu știm încă, vă dați seama că dacă e să urcăm la Liga 3, cred că o să mai implice și al sponsor și sper să reușim, măcar să ajungem acolo, să vedem după aia ce facem. Și obiectivul pentru sezonul ăsta care este? 1-4, locurile 1-4. Și mai sus? Mai sus nu știu, să vedem, încercăm. Bine, multă bine, mersi mult, mersi, pa, pa. L-am lângă mine pe Daniel Catană, unul dintre marcatorii golurilor de astăzi, golul 3 mai exact. Cum a fost meciul de astăzi? Cum să vă spun, a fost un, din punct de vedere al jocului, a fost un joc pragmatic, deoarece vântul ne-a creat unele probleme, nu am putut să punem tot timpul mingea jos ca să putem să ne facem jocul nostru de pase, dar cu ajutorul băieților care sunt destul de bine pregătiți fizic și avem un lot de bine pus la punct de un antrenor foarte bun. Am reușit să îi batem pe cei de la Lehliu, care sunt în primele 3 echipe. A fost un meci greu? Sau mai puțin greu decât v-ați fi așteptat? Toate meciurile sunt grele care le avem, pentru că echipele care joacă contra noastră, știind că suntem pe primul loc, au o ambiție foarte mare să ne bată. Ce să vă zic? În continuare, locul întâi nu cred că nu-l mai puteți pierde. Mai sunt câteva etape până la final. Mai sunt câteva etape, mai avem 3 deplasări. Cred că sunt destul de ușoare. Mai avem un meci acasă, care este puțin mai greu cu cei de la Gălățui. Dar noi o să ne facem treaba în continuare și sper să ieșim pe primul loc, să câștigăm play-off-ul și să intrăm în divizia C. De cine vă este teamă din seria cealaltă? Din seria cealaltă, deci noi i-am văzut și mai am fost la meciurile lor și noi nu ne este teamă de nicio echipă. Vă dați seama că avem cea mai bună echipă din județ. Bine, multă poftă! Mulțumim frumos!